Suntem în parcul stațiunii Buziaș și am ajuns la un loc cu o importanță deosebită, atât în istoria stațiunii, cât și în istoria sentimentală a stațiunii, pentru că suntem în locul unde istoria se întrepătunde un pic cu o poveste de dragoste sau, dacă vreți, cu povești mai multe povești de dragoste. Pentru că această colonadă este faimoasă pentru că este rodul dragostei împăratului Austriei Franz Iosef pentru împărăteasa Sisi, pentru că ea a fost ridicată în cinstea uneia din vizitele împărătesei aici. Din păcate, după ce ei au asistat la manevrele militare din această zonă și au plecat spre Austria, la puțin timp după aceasta împărăteasa Sisi a fost ucisă de un extremist. Dar locurile au rămas și această zonă se leagă, așa cum am spus, atât de istoricul stațiunii, cât și de oamenii care au trăit și care au dat lustru acestei stațiuni, întrucât problema existenței apelor minerale este cunoscută de foarte mult timp. Ele au început să fie să intre în atenția autorităților tot așa de multă vreme și aceste izvoare minerale care au erupt pur și simplu aici au făcut ca în zonă să se dezvolte aceste clădiri, din păcate unele căzute în uitare, care au constituit încet încet sau care s-au constituit în ceea ce numim noi astăzi stațiunea Buziaș. Sigur că povestea apelor minerale începe de foarte mult timp, din vremuri aproape imemoriale, când Moș Bâzieș și-a pierdut două capre. Una din capre era foarte bolnavă și se aștepta să moară de la o zi la alta. Caprele au dispărut, iar după o săptămână Moș Bâzieș le-a găsit lângă un izvor de ape minerale. Iar capra era într-o stare de sănătate minunată, deci a revenit și astfel începe povestea lui Moș Bâzieș, de la care spune legenda că a ajuns și să vină numele acestei stațiuni. Sigur că izvoarele minerale au fost imediat intrate în atenție, sigur că au intrat în atenție serioasă și au devenit importante doar după anul 1800, când situația economică a început să devină mai luminoasă și să permită oamenilor să se intereseze și de această resursă, de această bogăție a subsolului. Istoria a avut foarte multe meandre pentru aceste locuri, așa cum știm, ele au trecut de la o parte de alta, de după stăpânirea turcească care a lăsat urme adânci în această zonă. Această zonă a trecut în componența Imperiului Austriac, apoi a trecut, așa cum știm, a intrat în cadrul regatului maghiar, în sfârșit, dar toată zona a rămas sub influența austriacă și austriecii au fost cei care au dat glas acestei porniri de a valorifica plenar tot ce se întâmplă în această zonă și așa s-au constituit primele nuclee a cele ce avea să devină mai târziu stațiunea Buziaș.